se consideră cea mai norocoasă femeie și a împlinit visul de a avea un copil. Se bucură de o fetiță pe care o adoră, Nora Luna, de un iubit care o susține, iar de carieră nici nu mai vorbim, este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi. Vedeta este recunoscătoare pentru toate aceste lucruri minunate care îi se întâmplă, dar cea mai de preț este micuța ei. Feli a fost prezentă la o emisiune TV și a vorbit despre sarcină, ținând să precizeze că nu a vrut să dea o așa veste într-un mod banal, a ales să o facă prin muzică. Nu voiam să anunț așa, dragilor, sunt însărcinată. Am vrut să o fac prin cântec, virgulă, a spus Fel, despre momentul în care a aflat că este însărcinată cu Nora Luna. Îmi doresc foarte mult să înfiez un copil. Punct. Într-un interviu pentru Antena Stars, artista a povestit că își dorește enorm ca ea și partenerul ei de viață, Cătălin, să aibă un al doilea copil, unul adoptat. După cum afirmă, încă nu au stabilit momentul în care se va produce evenimentul, însă cel de al doilea copil va fi primit cu brațele deschise de către proaspăta familie. Artista, care este destul de discretă în privința vieții personale, nu a dat prea multe detalii despre asta, însă a spus doar că are niște planuri extraordinare pentru anul 2019. Știu că o să am un al doilea, ne.red, copil. Și da, îmi doresc foarte mult să înfiem un copil, dar toate la momentul potrivit. Am niște planuri extraordinare pentru anul acesta și Doamne ajută în toamnă să vă surprind și să vedeți o felii. Nu credeați vreodată că o să vedeți și o să auziți, virgulă, a mărturisit artista pentru Antena Stars, citată de Viva.